Bună seara, stimați telespectatori! Vă mulțumim din suflet că în fiecare vineri, la această oră, ne întâlnim cu dumneavoastră, intrăm în casele dumneavoastră și vă aducem oameni de calitate. Tineri, oameni care au în spate construcții identitare, care vorbesc despre ceea ce au reușit în viață. Astă seară, o seară grea pentru mine, pentru că sunt înconjurată de o elită, de o comunitate a olimpicilor, de o comunitate a olimpicilor pe care mi-aș dori-o din ce în ce mai mult în spațiu public. Mi-aș dori ca autoritățile, și o spun din nou pentru a nu știu câta oară, să țină cont de ei. Pentru că lumea nu începe nici cu șefi, nici cu cei care se află deasupra lor. Această societate, această nebunie pe care o trăim cu toții, are nevoie de ordine. Și ordinea nu poate crea decât o elită. Și elita e lângă mine. Și eu sunt fericită pentru asta. Vă mulțumesc mult de tot, olimpicei Colegiului Național Tudor Vladimirescu, și am să încep prezentările așa, de la stânga mea spre dreapta. Andreea Amza, îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația. Vă mulțumesc pentru invitație. Am să spun după fiecare prezentare cam care e parcursul vostru. Trebuie să o fac foarte repede că e extrem de bogat. Bună seara, Mihai Soare, îți mulțumesc din suflet și ție că ai acceptat invitația. E plăcerea mea, până la urmă. Mulțumesc mult de tot. Și Oana Ciofu, mulțumesc din suflet pentru că a zis tot străin această echipă, da, venim. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și sunt onorată. Se vede din privirea voastră că aveți emoție, mi-ați mărturisit-o, este firesc. Tema emisiunii noastre este foarte clară, fără niciun fel de subtilitate. Avem nevoie, mai mult ca oricând, de voi. Avem nevoie de elite. Voi sunteți olimpici la discipline extrem de importante pentru dezvoltarea acestei țări, de la matematică, fizică, chimie, până la pasiunile voastre pe care o să le mărturisim aici, teatru, dezbateri, și unul dintre voi spunea că sunteți foarte interesați de această latură practică a vieții atât de puțin exersată. Vorbesc cam mult, așa sunt filologii, trebuie să vorbiți voi în seara asta mai mult. Așadar, Andreea, rezultatele tale, ca și a celorlalți colegi, vorbesc despre calificări la etapa națională de fizică, medalie de bronz, de două ori calificare la Olimpiada de Lingvistică, fază națională, o calificare la etapa națională, premiul întâi, Olimpiada de Științe ale Pământului și calificare la Olimpiada Națională, premiul 2, Olimpiada de Chimie, mențiune specială pe țară, mențiune la Olimpiada de Matematică. Am nevoie de respirație. Evident, ești cooptată în lotul național de fizică. Andreea, cum ai reușit? Cum reușești? Palmaresul este impresionant. Vă mulțumesc mult pentru această prezentare. E scurtă, că nu pot mai, nu am timp. Păi eu tot ce fac din plăcere și, nu știu, mereu mi-a plăcut să cunosc cât mai multă informație și asta m-a ajutat să obțin și rezultatele. Eu nu muncesc neapărat ca să obțin un premiu. Muncesc pentru mine, pentru că îmi place și rezultatele vin de la sine. Rezultatele vin de la sine. Nu consider că e un efort, Mihai. Pentru Mihai, participare la Olimpiada Națională de Matematică, veteran, ce să mai, clasa 6, 8, 10, clasa 9, medalie de bronz, clasa 9, locul 4 la Olimpiada Județeană de Fizică, locul 3 la matematică, olimpic la matematică, biologie și fizică. Dumnezeule, cum reușești? Îmi place foarte mult să lucrez și simt că o să mă ajute și de asta m-am focusat foarte mult pe olimpiade, pentru că m-am gândit că o să mă ajute să devin ceea ce vreau în viață. Deși nu știu sigur
ceea ce vreau, dar vreau să fiu cineva. Deocamdată te ca, e vorba de o căutare, cu siguranță, dar simți că asta te poate dezvolta. Toată această prezența ta în loturile olimpice îți dau sentimentul că trebuie să mergi mai departe. Da. O să discutăm în continuare despre asta. Oana Ciofu, clasa a 5-a Olimpiadă de Matematică, etapa județeană, în fiecare an a obținut premiu. Concursul de matematică, limba engleză, română, afinitate, tu ești cea care ai precizat, afinitate pentru latura practică și pentru logică. În 2014, primul proiect european, proiecte în Turcia, Polonia. Vreau să spun că și Andreea și Mihai sunteți preocupați și de o altă latură a activității vieții, de teatru, și o să discutăm despre asta și despre proiectele din afara școlii. Nu știu cum aveți timp, s-ar putea să fie o rețetă și în seara asta să ne spuneți despre ce este vorba. Oana, la fel, de la sine, simplu, firesc? De la sine, pentru că ceea ce nu vine de la sine, cum am discutat și înainte, este ceva forțat, iar ceva forțat niciodată nu va avea un rezultat așa, pe măsura așteptărilor noastre. Așteptărilor voastre. Voi aveți așteptări de la voi. Bineînțeles. Păi, sunt perfect de acord, dar există tot în comunitatea voastră, și v-am împărtășit niște gânduri, o altă poziție. Voi sunteți în clipa de față în ofensivă. Trebuie să cucerim, să ne cunoaștem pe noi și să cucerim cât mai mult ca să ne putem dezvolta. Există alții la fel de buni ca voi care spun, da, e adevărat, trebuie să cucerim, dar suntem prea puțini ca să reușim să clădim ceva, să construim, pentru că suntem tributari mitului meșterului Manole. Știți foarte bine ce construim dimineața, în România se surpă noaptea. E așa o poveste. Ce vă mână în această direcție și de ce nu adoptați cealaltă atitudine? Una de defensivă, de resemnare. De ce nu vă resemnați? De ce nu cunoașteți resemnarea? Cred că în momentul în care cunoaștem această resemnare, am căzut de fapt într-o capcană. Într-o capcană în care foarte mulți oameni cad și e foarte greu să mai ieșim de acolo. Ori această defensivă, mie mi se pare că înseamnă mai mult stagnare. Iar stagnarea nu este tocmai bună în evoluția noastră. Numai prin ofensivă am putea cunoaște o evoluție. Să cunoașteți evoluția. Da. Mihai, ești de aceeași părere? Da, sunt de aceeași părere. De asemenea, cred că dacă putem să fim în ofensivă, de ce să rămânem în defensivă? Dacă putem mai mult, de ce să ne oprim? De ce să ne mulțumim cu mai puțin? Pentru că, Andreea, spunea unul dintre colegii voștri că sunteți prea puțini și că bătălia nu pot să-i dau numele pe post pentru că e unul dintre colegii voștri și elevii mei, spune foarte clar că sunteți mult prea puțini și că, de fapt, numeric ați putea câștiga, nu numai ca substanță. Ce spui, Andreea? Eu consider că dacă ne dorim ceva, ar trebui să muncim pentru acel ceva și nu putem efectiv să așteptăm să se întâmple de la sine. Trebuie să pornească unul din noi și dacă ne strângem, o să ne strângem și mai mulți și până la urmă o să reușim cu atitudine de ofensiv, de cuceritori. De cuceritori, da, pur și simplu, de cuceritori. În momentul în care sunteți în pragul unor competiții, de fapt, începeți să munciți înainte de competiție, cu mult timp, sunteți într-o pregătire continuă. Oricare dintre voi poate să intervină, că nu suntem tributari unui anumit scenariu. Oricare dintre voi poate să intervină în discuție. Oana. Vreau să mă întorc puțin la ceea ce a spus mai devreme, la faptul că suntem prea puțini. Eu cred că aici este vorba de o altă problemă și anume lipsa unui spirit de echipă. Noi de mici suntem învățați să lucrăm mai mult individual decât în echipă și nu cred că este vorba de un număr prea mic pentru a putea reuși. Cred că este vorba de mai multe comunități mici, de părere că sunt mult prea puțin pregătite sau numeric vorbind
nu sunt pregătite pentru a reuși. Dar aceste comunități, dacă s-ar deschide, ar vedea că nu sunt singure, s-ar putea alia și astfel ar putea reuși. Deci credeți că lipsește ceva în acest mecanism care funcționează, dar funcționează separat. La nivel micro și da. Separat. Individualismul e o trăsătură a generației voastre? Cred că da. Din păcate, da. O spui cu oarecare regret? Crezi că se mai poate face totuși ceva? Credeți că se mai poate face totuși ceva ca această solidaritate? Eu vorbesc exclusiv despre comunitatea elitelor, a performanțelor. Nu cred că se mai poate face ceva. Pentru că eu consider că este vina sistemului de învățământ, care în clasele mici ne învață să lucrăm singuri, individual, nu se axează deloc pe proiecte de grup. În clasele mai mari încep ușor, ușor să intervină și aceste proiecte, dar deja ne este greu să lucrăm împreună, pentru că suntem obișnuiți să lucrăm singuri și generațiile acestea mai mari nu o să mai poată să lucreze împreună. Nu consider că e, e rupt filmul acesta al solidarității într-o obținerea unei cauze, într-o obținerea unui scop. Da. Andreea. Sunt de acord cu colegii mei, adică noi așa suntem învățați de mici, să fim mai mult pentru noi decât pentru comunitate, dar consider și că generația noastră e o generație deschisă, adică mult mai deschisă decât generațiile dinainte. Gândesc out of box, dacă pot să folosesc expresia. Sigur că da, de ce nu? Nu știu, consider că ne ajutăm, adică dacă chestia asta cu individualismul merge până într-un anumit punct. De exemplu, da, eu sunt pentru mine, dar dacă văd că cineva vrea să facă o schimbare, eu aș merge alături de acel cineva. Nouă ne lipsește cumva scânteia ca să pornim uh-huh. toți. Ne trebuie ceva care să ne unească. O persoană sau un element? Ne trebuie și un scop comun, dar ne trebuie și o persoană care să ne strângă cumva, adică să ne dea un exemplu și noi să-l urmăm. Dar ți-a scăpat ceva și am mai auzit treaba asta. Am auzit o asemenea afirmație zguduitoare pentru mine la momentul respectiv. Că învățați lecția egoismului de acasă. Da, adică din mediul în care trăim, nu neapărat de acasă. Și la școală tot asta ni se spune, să muncești pentru tine ca să ajungi bine în viață. Nu neapărat de acasă. Toată lumea ne spune asta. Am înțeles. Cum priviți din această perspectivă să munciți pentru voi ca să vă fie bine vouă și ulterior comunității? Cum priviți lucrul acesta din perspectiva devenirii voastre? Bănuiesc că aveți un gând pentru absolvirea liceului și după absolvirea liceului. Cum vă vedeți? Încercând să reparați niște greșeli pe care poate le-au făcut alții și pe care le-ați suportat voi? Cred că este foarte important să învățăm atât să fim independenți, cât și să putem să ne legăm și de oamenii din jur, să găsim un echilibru între aceste două lucruri. Conflictul între generații, cum îl priviți? Mihai, cred că ai multe de spus aici. Nu neapărat multe, dar consider, nu înțeleg de ce ar trebui să existe un conflict între generații. Pentru că este un mit și pe care voi s-ar putea să-l spulberați. Eu, sincer, sper să nu existe un conflict între generații, între viitorul eu și viitorii mei copii sau viitorul meu copil, și sper să pot să mă pun și în locul lui, dar nu știu dacă o să pot să fac asta, pentru că înțeleg că este foarte greu, sunt ideologii diferite, societăți diferite, totul s-a schimbat. Și înțeleg de ce există, dar sunt împotriva acestui conflict. Deci, practic, l-ați anula pentru că ați încerca să faceți orice ați putea, să scoateți din priză toate aceste contacte ineficiente între generații care chipurile nu ar mai avea nimic de spus și nimic de împărțit. Ce ați schimba dacă, apropo de sistem, apropo de societate, voi care vedeți lucrurile performant, aproape de perfecțiune, ce vi se pare
ne la locul lui, deranjant, incomod, nefuncțional în societatea în care trăiți, astfel ca dezvoltarea voastră să se producă lin, fără niciun fel de scrâșnă de efort. Nimeni nu este corect. Toată lumea vrea să păcălească, să iasă cumva pe plus și nu este normal să se întâmple așa ceva. De asta apare și corupția, de asta apare tot. Și de asta nu ne merge bine în România. Și cumva noi tinerii suntem folosiți uneori ca mijloace de a influența și de a manipula. Noi suntem influențați să manipulăm, suntem manipulați să influențăm. Sunteți conștienți de asta? Ați trăit asemenea experiențe? Nu cred că se poate vorbi, cel puțin în cazul meu, de un astfel de caz, pentru că, având în vedere că vorbesc despre asta, sunt conștientă și cred că pot observa atunci când... Și te poți proteja. Da, mă pot proteja. Ce reacții ați văzut de la ministeriabil până la autoritățile locale? Câți oameni cu demnitate au dat mâna cu voi? Au fost onorați prin acest salut, cum sunt eu onorată că vă am lângă mine acum și colegii mei din regie? Câți oameni v-au mulțumit pentru ceea ce ați făcut până acum? Nu cred că se poate vorbi de un număr foarte mare. Cred că vorbesc în numele colegilor mei. Și... cu toate că cel mai important este să fim noi conștienți de ceea ce putem și de valoarea noastră, este foarte important, cel puțin la vârsta pe care o avem, să primim și validare, să primim și sprijin. Și motivație. Nu aveți nevoie de motivație? Nu vă place când vă laudă? Haideți să lăsăm ipocriziile. Orice om are nevoie până la urmă de o mulțumire, cum ai spus. Poate nu laudă, că e prea deschisă, prea explicită. Simțiți nevoia, Mihai? Da, chiar dacă sunt puțin rușinat la momentul de față, mă ambiționează și mă face să merg mai departe. Și da, normal că avem nevoie de laudă și de motivații. Motivație. De motivații. Da. Pe podium, când ați primit toate aceste rezultate, financiar nu trebuie să discutăm, că bănuiesc că nu avem ce discuta. Au existat oameni care să poată să schimbe ceva cu ajutorul vostru? Ați fost rugați să intrați într-un proiect care ar putea să schimbe ceva cu mințile voastre și cu spiritul vostru pragmatic? Nu, asta chiar nu s-a întâmplat, ca oamenii din conducere cumva să strângă elitele ca să îi ajute să rezolve problemele de la nivelul societății noastre. Și consider că asta e o greșeală, pentru că noi efectiv trăim în societate și suntem la un anumit nivel și vedem problemele și toți strânși, cum a spus și dumneavoastră mai devreme, elita, am putea găsi soluții foarte eficiente la probleme. Dar niciodată nu suntem întrebați care e părerea noastră sau cum am rezolvat noi această problemă. Consider că dacă s-ar forma o echipă din copiii care vor să schimbe ceva, pot, prin nivelul la care au ajuns să schimbe ceva, într-adevăr s-ar realiza. Reuși. Da. Și probabil că s-ar produce și ceea ce ați spus voi, acea închegare, da, a unei minorități, e bine că e minoritate, și majoritățile strică de multe ori, a unei minorități care ar putea să schimbe ceva. Cum, în întâlnirile voastre cu ceilalți olimpici din loturile pe discipline pe care le reprezentați cu mare onoare la nivel de țară, cum sunt ceilalți? Cum îi simțiți? Cum se simt în această societate? Ce probleme? Problemele lor sunt și problemele voastre? Cred că da, cred că se poate vorbi de un același tipar de probleme, pentru că până la urmă facem parte din aceeași generație. Iar cât despre persoanele din același mediu ca și noi, cred că pot spune că îi simțim aproape, mai ales prin această afinitate spre
mediul olimpiadelor? Sunt atitudini reprimate de care țin de orgolii rănite dacă nu se regăsesc pe podium. Cum reacționează? Cum reacționați? Am văzut câteva cazuri la olimpiadele naționale, însă eu unul nu am fost niciodată dezamăgit, am fost mereu fericit că am ajuns în prima dată până acolo și că am obținut și niște rezultate relativ bune. Foarte bune. Și dar pot să spun că în schimb am văzut persoane care se supărau și care dar se înțelege, pentru că atunci când lucrezi foarte, foarte mult și ești la o sutime de podium, îți pasă. Și invidia. Nu știu, am un sentiment și simt nevoia să vi-l spun, mă simt foarte protejată. Prin prezența voastră aici, v-am mai explicat și trebuie să explic și telespectatorilor noștri minunați că eu nu sunt profesoara lor. Diriginta și profesoara lor de română este doamna profesoară Cristina Goanță, căreia îi spunem la mulți ani că avem prilejul să o facem. Un alt olimpic al Colegiului Național Tudor Vladimirescu, și niciodată nu vom putea să epuizăm seria olimpicilor de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, pentru că sunt foarte mulți. Iar voi nu faceți decât să confirmați aceste lucruri. Știți, există o întrebare, uneori e abuzat așa în spațiu public. Ce-ați face dacă ați fi o zi ministru? O zi, Andreea. Ministru al Educației, evident. Cred că, în primul rând, aș pune în aplicare acea idee cu strângerea elitelor. Elitelor, da. Nu știu dacă neapărat la un nivel foarte mare, poate pe nivel de comunități, de, nu știu, orașe sau județe, să strângem elite care să facă o sesiune așa de brainstorming, fiecare să vină cu idei și să încerce să spună ce probleme au și cum le-ar rezolva. Și apoi aș lua cele mai bune idei și aș încerca cât pot să le pun în aplicare sau măcar să le propun spre a se pune în aplicare. Notă, cum observație, cum spun filologii, ar însemna ca ministrul, nu e vorba de tine, să cunoască foarte bine limba română pentru ca înțelegerea să fie directă și să fie înțeleasă de către toți, având în vedere că ministrul de acum are mari probleme de comunicare în limba română. Mihai, ce-ai face? Nu m-am gândit niciodată ce aș face și nu știu sigur dacă aș putea să schimb ceva având la dispoziție doar o zi și având în vedere că în țara asta nu se pot face foarte multe chiar dacă sunt niște oameni cu inițiativă, însă aș citi programul educațional din copertă în copertă și aș încerca să identific mai multe probleme cu logica mea de acum și cu experiența mea de elev și aș încerca să schimb cumva acest program, astfel încât să mulțumească și profesorii și elevii și elevii cu, care participă la olimpiade, pe toată lumea, dacă se poate. Dacă se poate. În mod sigur ați scoate ceva și o să-mi spuneți toți ce ați vrea să scoateți din sistemul de educație. Oana, veni rândul tău. Cred că, în primul rând, aș asculta. Cred că asta este problema. Noi nu suntem ascultați, vocile noastre nu sunt ascultate, nu ne este permis să facem o schimbare și cred că asta se datorează faptului că suntem noi, tinerii, văzuți ca pe niște amenințări. Am putea, chiar cred că am putea sesiza anumite probleme, dar care se dorește a nu fi sesizate. Cu gândul la insomniile pe care le-ați putea produce voi, luăm o scurtă autorităților. Evident, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim împreună cu acești minunați copii olimpici ai Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Prima... Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu.
Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servicii și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. SC Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SC Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SC Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1, telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Știm cât timp se descompune gunoiul? Sacoșe de cadou din hârtie, între 2 și 5 luni. Coaja de portocală, 6 luni. Pachetul de lapte timp de 5 ani. Pungi de plastic, între 15 și 1000 de ani. Conserve din aluminiu, între 80 și 100 de ani. Obiectele din sticlă și din plastic, niciodată.
Aruncate la întâmplare, aceste deșeuri pot fi înghițite de animale, provocând moartea acestora, poluează grav mediul și duc la creșterea cantității de gunoi depozitate la rampa ecologică, umplerea lor rapidă și implicit crearea unora noi. Vrei ca Pământul să arate astfel în viitor? Vrei să lași asta copiilor tăi? E simplu, colectează separat. Am revenit în studio, dragi telespectatori, alături de elitele elevilor Colegiului Național Tudor Vladimirescu și ale Gorjului. Este vorba despre Andrei Amza, este vorba despre Mihai Soare, este vorba despre Oana Ciofu și rămăseserăm la stările de insomnie pe care le-ați putea crea celor care decid, care mai au puterea să decidă asupra destinelor educației. Aș vrea să vă întreb dacă ar fi să schimbați programa. Eu îi spun în continuare programă, nu curiculă, mă simt mult mai apropiată de acest termen mai puțin prețios. Ce ați schimba profund? Ce schimbări profunde ați face? Unde vă simțiți voi încorsetați? Oricare dintre voi poate să răspundă. Cred că oricum este vorba despre o problemă ce se discută de câțiva ani și anume lipsa practicii. Se pune foarte mult accent pe teorie, dar învățăm foarte multe noțiuni teoretice, doar că la un moment dat, dacă am fi puși să le punem în practică, nu am fi în stare să facem lucrul acesta. Nu ne este acordată o pregătire în acest sens. Și practic ieșiți în lume, da? E posibil să nu reușiți să vă duceți la capăt misiunea pe disciplina respectivă. Mihai, aceeași problemă? Aceeași problemă și, sincer, aș schimba și profilurile de matematică, informatică, chimie. Uite, o noutate. Nu se focusează pe matematică și informatică, pe biologie și chimie. Nu. Cred că ar putea fi construite altfel, astfel încât să fie mai avantajoase pentru că nu, pur și simplu, nu aduc beneficii, nu consider că sunt beneficii deloc, absolut deloc. Un sistem din ăsta gonflabil, așa, se tot umflă programa și orele destinate profilului sunt, dar nu sunt suficiente pentru că nu acoperă latura practică despre care vorbea Oana. Da, și pentru că se pune accent și pe alte materii. La fel de mult. Da. Pentru că e orgoliu profesorului Mihai. Fiecare ține la disciplina lui. Încă există acest orgoliu. Nu, la noi nu se pune problema interdisciplinarității, acestui transfer de informație dintr-un domeniu în celălalt, deși voi sunteți pliați, sunteți scalați pe așa ceva. Nu e viziune. Andreea? Eu sunt de acord cu colegii mei și consider că acestea sunt principalele probleme pe care sistemul îl are în prezent. Adică, efectiv, în privința practicii, noi nu știm să facem orice, absolut orice. Efectiv, știm doar chestiile teoretice, le învățăm, le ținem minte, le putem spune oricând suntem întrebați, dar nu știm când suntem puși în fața rezolvării unei probleme practice, efectiv nu vă scapă soluțiile. Da, și asta se vede și în joburile noastre pe care o să le avem, adică la început ne va fi foarte greu să aplicăm ceea ce cunoaștem. Și problema aceasta cu programul mult prea încărcată, mult prea multe materii, adică dacă eu mă hotărăsc că vreau să dau la medicină, nu o să mai trebuiască toată materia la matematică și informatică. Și dacă eu am venit pe profilul de biochimie, consider că ar trebui să mă concentrez cel mai mult pe aceste materii care îmi trebuie mie, chimie, biologie, fizică, și să am cât mai multe ore acolo și să nu tragă toată lumea de
mine în toate părțile, dacă eu știu exact să te obosească, ce vreau să fac. Să vă streseze. Și consider că o soluție la asta ar fi ca la materiile de profil, de exemplu, dacă eu sunt la matematică informatică, să am note la matematică informatică, la română, dar la celelalte să nu se mai pună atât de mult accent și să avem niște calificative, cred că ar fi o soluție. Soluție, da, o rezolvare. O rezolvare. Și ca să-mi trag turta pe spuza mea că așa este, cum vi se pare programa la limba și literatura română? O simțiți aproape? Simțiți textele aproape? Da, cu sinceritate să spuneți. Sincer, da, dar cred că aici intervine foarte mult și profesorul pe care îl avem. Omul de vocație. Da. Asta este. Vă apropie de text în ciuda unor opere literare îndepărtate ca mentalitate, ca viziune de generația voastră și de modul în care voi judecați lucrurile. Sunteți mereu cu calculatorul sau cu creionul, cu pixul? Ce folosiți mai des, Ioana? Sinceră să fiu, da, apelez mai des la calculator, dar până la urmă noi ne-am născut și am crescut odată cu tehnologia și această dezvoltare a tehnologiei, o dezvoltare pe care eu o văd în ultimii ani cel puțin mult mai vertiginoasă ca până acum. Iar noi chiar involuntar ne-am ancorat mult în tehnologie. O simțiți validă pentru viitorul vostru? E suficient folosită? Credeți că e mult prea multă tehnologie? Cum reușiți să păstrați echilibru? Și m-ar interesa dacă vizați un viitor al cărții tipărite sau al cărții digitale. Asta e o problemă pe care chiar doresc să-mi o povestiți. Cred că niciodată nu vor fi înlocuite cărțile tipărite în totalitate, pentru că există și un fel de legătură pe care o formăm în subconștient de mici și pe care nu cred că ar putea să dispară așa pur și simplu. Da, la un moment dat o să fie mult mai folosite cărțile digitale, este normal, poți să reține mult mai multă informație, dar nu o să dispară cărțile tipărite, cel puțin eu nu cred că vor dispărea. E o speranță. Andreea? Eu personal prefer efectiv cartea tipărită, cartea fizică, nu știu, mi-e și mult mai ușor pentru că nu mi-afectează ochii cum îi afectează ecranul. Și se simte altfel, e și e o plăcere să stau cu cartea în mână sau să simt mirosul de carte. Dar, din păcate, părerea mea despre acest subiect e că cărțile tipărite vor fi treptat înlocuite, pentru că, după cum a spus Mihai, noi suntem învățați de mici cu aceste cărți tipărite, fizice, să le simțim. Dar în următoarele generații, ei se vor naște cu cărțile digitale și cu asta vor fi învățați și cred că trecerea o să se va produce iarăși de la sine. Da, da. E o problemă care ține până la urmă de o evoluție a societății și pe care niciunul dintre noi nu o poate opri. Prezența voastră aici și încărcătura asta emoțională pe care o declanșați se datorează nu numai faptului că sunteți foarte buni pe disciplinele pentru care chiar faceți eforturi, manifestați plăceri, nu știu, cum faceți când vă place așa rezultatul? Ce reacție aveți când vă iese o problemă la matematică? E un entuziast ăsta filologic, cum avem noi când descoperim minunea în text, cum Ioana? Da, așa este. Chiar sunt de acord că, chiar pe exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, când ne iese o problemă la matematică, căpătăm foarte multă încredere în noi și în ceea ce facem și ne antrenăm și mai mult în ceea ce facem. Vă sunați între voi? Există sistemul ăsta de comunicare rapidă prin toate mijloacele? Ți-a ieșit, nu ți-a ieșit, eu știu, de la telefonul meu RomTelecom, pe care toată lumea se năpustea atunci când suna, că era unul singur în casă. Și când noi, cei mici, eram cam ultimii, stăteam la coadă, dar aveam nevoie de el ca să putem comunica soluțiile la matematică, fizică și așa mai departe. Comunicați între voi? Da, comunicăm între noi și când este vorba de ceva la școală, apelăm la ajutorul celuilalt, pentru că
noi ne-am dezvoltat puțin acest spirit de echipă. E foarte bine. Nu alegem să ne închidem în noi și să, dintr-un orgoliu, să nu apelăm la ajutorul celuilalt. Da, e o formă de revelație, nu, Mihai? Andreea, atunci când găsi soluția. Da, așa este. Voi aveți niște pasiuni care se manifestă în proiecte comune. Veți fi într-un proiect toți trei și el se va produce în Parlamentul European și chiar vreau să vorbim puțin despre el. Dar aveți și pasiuni pe care vi le manifestați, vi le dezvoltați în proiecte care țin de teatru, de voluntariat și așa mai departe. Proiectele de teatru, vorbiți-mi, vă rog, mult de tot. Unde, când ați jucat teatru? Unde ați fost? Eu am fost până acum la 4 festivaluri. Patru festivaluri de teatru? Da. Mă rog. Altă performanță. 3. Nu ai precizat-o aici. 3, de fapt, la unul am fost de 2 ori. Am fost prima dată în Franța, în clasa 9. După, la începutul clasei a 10 am fost la Arad, la festivalul Amifran. La sfârșitul clasei a 10 în Belgia, la Kent. Și acum, la începutul clasei a 11, iarăși la Arad. Doamna profesoară? Doamna profesoară Loredana Stoian. Loredana Stoian. Vă place? Da. Nu, sincer, nu mă așteptam să-mi placă atât de mult teatru când am început chestia asta. M-am gândit mai mult că o să fie o excursie, o să mă distrez, dar când am început primele repetiții, pur și simplu mi-a plăcut foarte mult. Ți-ai intrat în rol. Da, da. Te-ai simțit bine, cum se spune, pe scândură. Andreea? Eu nu am performanțe atât de mari ca precum Mihai. Eu am participat doar la un festival la Arad în clasa a 10-a, la același festival ca Mihai. Efectiv, sunt foarte atrasă de arte, de tot ce înseamnă artă, de scris, de pictură, scrii? De teatru. Încercări. Foarte mult. Încercări. Da, da, mai mult citesc. Și mi-a plăcut ideea aceasta de teatru și m-am înscris pentru că îmbina și teatrul și franceza, pentru că noi am fost la teatru francofon și a trebuit efectiv să jucăm în franceză și ne-a dezvoltat cumva și competențele lingvistice, care eu consider că sunt foarte importante. Voi mai dărâmați un mit. Francofonia nu mai este de uzanță în societatea de astăzi, nu? Limba engleză, nu limba franceză, e pe val. Și totuși, voi jucați în limba franceză. Și este un lucru extraordinar și înțeleg că veți continua. Nu cred. Vă veți opri undeva? Ce e prea mult nu e bun, nu? Parcă te simt că ai spune asta. Da. Nu cred că o să mai pot să continui, pentru că o să vină o perioadă destul de grea în care o să am foarte mult de învățat și eu. Clasa 12-a. Vine clasa 12-a. Toate vocile vor spune același lucru. Dar oricum nu e regretabilă. Dimpotrivă, înțeleg că experiența aceasta v-a plăcut foarte mult. Da. Oana, Europe, cum se numește? Made for Europe. Made for Europe, bucuria în mișcare, proiecte în afara școlii. Ce te-a determinat să intri în asemenea tipuri de proiecte și să trăiești asemenea experiențe? Cred că întotdeauna am fost deschisă spre oportunități și am avut grijă să le valorific. Și astfel mi-a fost oferită această șansă de a participa la primul proiect european. Apoi au urmat și altele și de aici s-a născut și dorința mea de a mă implica. O dorință care până la urmă a devenit o nevoie. Simt mereu nevoia să mă implic, să știu că fac ceva. Iar faptul că m-am agățat de aceste oportunități m-a ajutat să deprind foarte multe abilități, involuntar, să îmi dezvolt, să spun, alte simțuri. Și lucrul pe care l-am conștientizat cel mai mult a fost că am învățat să privesc altfel diferențele între oameni. Am vorbit, am avut relații cu oameni, am observat niște diferențe lingvistice, diferențe de comunicare, diferențe culturale până la urmă. Și temperamentale. Da.
Și bineînțeles că la început nu mă identificam cu persoanele respective și primul meu impuls era de a le îndepărta. Treptat, am realizat că toate diferențele astea sunt de fapt un lucru comun, nu trebuie văzute ca pe niște bariere. Sunt niște lucruri care și ele ar trebui valorificate. Și ți-au folosit foarte, foarte mult în dezvoltarea ta personală. Da, cu siguranță. În dezvoltarea ta personală. Plecați toți trei. La sfârșitul lunii acesteia, peste puțină vreme, într-un proiect care a făcut epocă la Colegiul Național Tudor Admirescu, doamna profesoară Elena Velțan, doamna profesoară Dragotă, fiind promotoarele, inițiatoarele și oamenii din spate, care cu o echipă ca a voastră și ca multele altele au reușit să aducă multe premii. Cupa aceea mult râvnită. Ce se va întâmpla, unde plecați, cu ce temă, ce veți face? Sunteți pe 1 decembrie în Parlamentul European. Așa, da, șansă. Andreea. Proiectul se numește Euroscola și este un proiect de promovare a normelor europene în toate țările din Europa, adică nu se desfășoară doar la noi. O să fim acolo alături de mai multe echipe din diferite țări din Europa. Noi a trebuit să realizăm o piesă de teatru, deci s-a combinat și cu pasiunea noastră, pe tema refugiaților. În fiecare an se aleg diferite teme privind problemele de la nivelul Europei și materialele acestea au fost traduse și în engleză și au fost trimise la Strasbourg, unde au fost notate și în urma acestei notări am fost selectați și noi pentru a participa la această întâlnire din Parlamentul European. O să fie o zi întreagă în care o să stăm acolo de dimineața până seara și o să avem diferite discuții cu elevii din celelalte țări care vor veni, dar și cu diferite persoane din Parlament. Și o să fiți pe 1 decembrie chiar acolo. Da. Mare lucru, prezența voastră acolo nu face altceva decât să onoreze Parlamentul European, pentru că practic ajunge o elită. Selecția pentru acest concurs, pentru această ediție la Colegiul Național Tudor Admirescu a avut în vedere exclusiv performanțele elevilor. Care e tema pe care trebuie să o dezbateți? Piesa de teatru a fost despre problema refugiaților. Uh-huh. Problema actuală, pe asta ne-am concentrat până acum. Iar de acum temele sunt puțin diferite, a trebuit să ne împărțim, fiecare grup are o altă temă. Se numesc moțiuni, nu? Parcă așa, acestea sunt, asta e terminologia dezbaterii, da, nu? Și, spre exemplu, eu și Andreea suntem în aceeași grupă și avem ca temă drepturile și securitatea omului. Sunt câteva puncte pe care trebuie să le dezvoltăm, iar acolo la Parlamentul European, împreună cu alte grupe din alte țări, o să ne reunim și vor avea loc aceste dezbateri. Și e posibil să primiți, nu? Provocări pro sau contra. Da, bineînțeles. Trebuie să fiți pregătiți pentru absolut orice tip de confruntare, să spunem, și vorba unui coleg de-al vostru, pe care l-am tot pomenit astăzi, este să luați cu asalt cetatea Parlamentului și să o câștigați. Dragii mei, dragii noștri, credeți că această reușită voastră, iată și pe dimensiunea spirituală, nu numai cea strict pe disciplină, formativă, credeți că această latură a dezvoltării elevului în școală este suficient? Nu e vorba de colegiul nostru, e vorba despre sistemul de învățământ în general. Este suficient de mult exploatată această latură a dezvoltării prin educație extrașcolară. Zi, Andreea, ziceți toți. În opinia mea, toate școlile se concentrează mult prea mult pe materii. Noi să învățăm acea materie, acea teorie și nimeni nu
se mai gândește să avem activități extrașcolare, cum ar fi, nu știu, să fim într-o echipă de sport. Bine, nici nu avem foarte mult timp din cauza programei foarte încărcate. Eu cred că o persoană dezvoltată frumos ar trebui să fie dezvoltată pe toate planurile, nu neapărat pe plan intelectual. Ar trebui să poată purta o discuție, să, nu știu, să fi făcut un sport, să fie, să aibă, să fie fizic dezvoltat corect, să participe la diferite activități artistice, să le îmbinăm cumva pe toate. Adică să nu ne concentrăm foarte mult pe doar pe disciplină. Da, nu e tendința aceasta de a te dezvolta exclusiv pe verticală și vorbim despre o dezvoltare la nivelul întregii națiuni, foarte puțin în adâncime. Și poate că pe orizontală, dacă ne dezvoltăm, pierdem esența și fibra identitară românească, ea nu e deloc de neglijat. Până la urmă avem substanță. Problema este că prin voi, de aceea sunteți aici și sunteți în societate un microgrup, puteți să dezvoltați și alte axe prin care natura aceasta umană, românească, se poate defini. Mihai, vrei să spui ceva? Da. Eu consider că nu este exploatată deloc inteligența emoțională în școli. Chiar deloc, adică cum a spus și Andreea și cum sunt 100% sigur că crede și Oana, noi ne bazăm doar pe informații și pe nimic altceva. Nu, profesorii nu se mai bazează pe cum gândim și e o problemă până la urmă. E o problemă pentru că practic voi nu mai sunteți, nu mai sunteți în interiorul problemei, sunteți în afară doar prin informații. Oana? Cred că până la urmă, în loc ca sistemul de învățământ să se modeleze după noi, noi trebuie să ne uniformizăm și să ne modelăm după acesta. Cam asta se cere, Oana, da. Mihai, Andreea, uniformizare, egalizare. Voi însă vă încăpățânați să mai săriți așa prin rezultatele voastre și nu sunt puține deloc. Și apropo de asta, înainte de a termina emisiunea, cred că sunteți de acord să vă nominalizați profesorii, fără de care rezultatele voastre nu ar putea, cred eu, să fie expresia rezultatelor excepționale. Care sunt profesorii care v-au pregătit? Păi, domnul profesor de matematică Bunget Mihai, doamna profesoară Rodica Tânău de fizică și doamna profesoră de informatică Nodea Gabriela. Eu mi-am pe disciplină, da? Andreea? Aceeași profesor și la mine, plus doamna Tătoi Valeria la chimie și doamna Vanța Cristina la limba lingvistică, la română. Oana? Și cred că ar mai trebui să le menționăm și pe doamna Velțan și doamna Dragotă, care ne-au coordonat cu proiectele. E foarte important, pentru că și noi facem parte, până la urmă, din aceeași poveste. Mulțumirile sunt insuficiente pentru gestul pe care l-ați făcut de a spune da, motiv pentru care, atât cât am reușit, sponsorul emisiunii vă oferă o carte pe care s-o citiți în vacanța aceea de după competițiile voastre sau poate chiar în vacanța de Crăciun, le dau la întâmplare. Mulțumim. Nu știu, sunt gesturi minimale pentru o elită pe care trebuie să o protejăm și cu acest gând îmi iau la revedere de la voi, vă mulțumesc încă o dată, vă dorim succes pe toată dimensiunea aceasta a performanței pe care vă doriți și care sigur se va realiza, să fiți sănătoși și părinților voștri bucurie în suflet că vă au. Dumneavoastră, vă mulțumim din suflet și să avem speranță. Oameni ca ei mai pot schimba ceva în țara asta. O seară liniștită vă doresc pe săptămâna viitoare.